Bine ați venit la episodul 3 cu Toyota Land Cruiser 100. Tot în curte GTC este făcut acest intro, pentru că astăzi montăm suspensia de la Oldman Emu plus 5 cm pe a noastră Toyota 100. Aici avem Toyota lui Răzvan 100, modificat, cu suspensie, cu anvelope pe 33. Noi punem 35, că suntem nebuni, tăiem cu flexul, facem haos. O să discutăm și cu Răzvan despre suspensii. Din acest episod aș vrea să montăm, să filmăm și să vă dăm niște clipuri informative despre ce înseamnă o suspensie la o mașină de off-road, despre cum am făcut rarul și cum am transformat mașina într-o mașină auto-utilitară cu 4 locuri și tot felul de tips and tricks de la Stax pentru voi. Hai să vedem cu suspensia. Ca și producător pentru suspensia Toyotei, am ales Oldman Emu din două motive. Unu, am avut pe Nissanul Patrol și am fost foarte mulțumit, iar Răzvan mi-a recomandat, Răzvan fiind unul dintre proprietarii de la GTC, mi-a recomandat să-mi pun Oldman Emu, că asta are și el pe mașină și e foarte mulțumit. Și atunci am mers pe recomandarea lui și am ales un kit complet de la Oldman Emu de suspensii, adică amortizoarele Nitro Charger cu arcurile spate, cu înălțătoare, cu bările de torsiune față, adică arcurile față ale mașinii. Mașina are bări de torsiune pe față, din care se reglează garda la sol, și niște întărituri care nu știu exact unde vin, dar mi-a zis Răzvan, ia-le că trebuie. Le-am luat, dacă așa zice expertul, pentru că este foarte bine să mergem pe mâna oamenilor pricepuți și foarte bine documentați în domeniu, ceea ce Răzvan este. Pentru că avem doar 470.000 de kilometri, normal, nu se desface nimic, totul este ruginit. Trebuie să schimbăm și aceste bride care reglează bările de torsiune față. Noroc că am venit la GTC și băieții au pe stoc niște bride, care ale noastre erau moarte și îngropate. Aici avem un șurub la jumate de unde reglezi bările de torsiune. Nu schimbă nimeni bările de torsiune pe față, așa că e o informație aproape inutilă, nu? Ne aflăm aici cu Răzvan Cirap. Salut, Răzvan! Salut! Și îți mulțumesc că ne-ai primit la tine în serviciu extraordinar de care îmi doream foarte multă vreme să ajung. O să avem o mică intervenție în care Răzvan ne spune de ce am schimbat o suspensie hidraulică la o Toyota 100 care funcționează foarte mișto. Adică eu am mers cu mașina și zic, Doamne, nu o să stric mașina asta niciodată, dar o stric cu o suspensie de tuning sau o suspensie de off-road sau o suspensie cunoscută pentru oamenii care practică acest sport. Deci la Land Cruiser 100, suspensia hidraulică știe să facă multe lucruri deștepte, și anume îți întărește suspensia pe patru trepte, de la foarte moale la foarte tare. Nu mai îmi zice, nu mă răzgândesc. Și ridică mașina 5 cm din buton. Corect. Chiar ți-o și coboară 2 cm la mol să-ți bagi bagajele în portbagaj. Da. Problema pe care o avem că atunci când vrem să facem off-road, vrem să ne ridicăm. Și ei s-au gândit că peste 30 la oră... Nu mai faci off-road. Prin urmare, la 30 la oră ei te coboară. Atunci tu ai de ales, vrei off-road cu 28 la oră sau vrei totuși mai tare. Ai și opțiunea la Land Cruiser să bagi reductorul în low și atunci te lasă până la 50 la oră. Dar iar ai o problemă, poate vrei mai mult de 50 la oră să mergi. Și atunci, din punctul meu de vedere, dilema apare atunci când faci off-road, vrei mașina mai înaltă, dar vrei să fie și foarte confortabilă. Suspensia hidraulică de la Toyota, când ți-ai ridicat-o 5 cm, e rigidă. Ca la un pic, toate mașinile cu suspensie reglabilă de asta din buton, pneumatică sau hidraulică, în funcția de ridicare maximă, mașina este foarte rigidă. Exact. Și atunci undeva există un compromis. Bun, dacă vrei să elimini compromisul, îți iei o suspensie Oldman Emu, pentru că știm amândoi că este de Australia, este lider mondial, este ce trebuie. Va ridica 5 cm,
dar va avea și comportament foarte bun. Sigur, nu te mai joci cu butonul. Nu te mai ridici, nu te mai coboi sus. Bă, cu butonul poți să te joci, că el rămâne acolo, dar pe butoane. Și din punctul meu de vedere, că știi că și-au Lincoln Cruiser 100 și împărtășim aceeași pasiune, ce am obținut imediat, că s-a văzut la prima ieșire la munte. Stă mult mai bine în curbe, pentru că ea este mai fermă și când o conduci cu viteză mare și curbe, dar și când vei lua serpentine. Uh-huh. În off-road e evident mai capabilă, pentru că în primul rând că e sus. Nu mai ești mai sus. Da. Și a eliminat ceea ce la Land Cruiser era o problemă, și anume, ori era prea dură și își făcea treaba, ori era prea moale și nu își făcea treaba, că era mai de stradă. Acum, practic, este confortabilă, dar fermă și își face treaba și sus. Pentru că sunt atâtea lucruri de vorbit despre suspensii și despre toate modificările astea pe care le facem noi la mașini, am mai inventat o secțiune nouă care se numește Stax Info, unde vom avea niște clipuri de 10 sau 15 minute în care vom explica mai pe larg ce înseamnă modificarea unei suspensii la mașină. Primul episod o să fie tot cu Răzvan. E voilà, Toyota. Parcă nu știați cum arată, trebuia să vă arăt. Ce facem astăzi? Păi este foarte simplu. Pentru că am achiziționat anvelopele de trecere între 33 și 37, am achiziționat un 35 frumos cu 12,5 pe 16, să-l montăm pe Toyota. Avem aici, după cum se poate vedea, Maxi Scrappy Crawler, 35-12,5 cu 16, dar nu le putem monta înainte să montăm suspensia, și pentru că aș vrea să le montez pe jantele de aliaj, n-ai cum să pui acele anvelope cu jantele argintii și cu depunerile astea aici de la plăcuțe, știi? Și atunci jantele astea trebuie să le vopsim. Ca să le vopsim, trebuie să le dau jos. Dacă tot le dau jos de aici, am să fac și pasajele astea oribile, să le curăț și să le dau un negru, așa cum trebuie, elegant, frumos. Circulați, vă rog, circulați. Mulțumesc. Așa, nu contează. Da, și să dăm un negru acolo și pe față și pe spate, ca să arate bine, că băieții ăștia când au mai vopsit mașina prin Danemarca au dat cu foarte mult alb și se vede execrabil. Așa că vine Daniel, curăță, face o treabă de mântuială și dă cu negru ca să nu se mai vadă alb și urât. Scoatem roțile de aliaj, punem de tablă cu anvelope de iarnă ca să le putem vopsi pe cele negre. După care, după ce montăm și suspensia, putem să punem jantele de aliaj cu 35. Hai să vedem ce o să iasă. V-am zis că îmi fac canal de cântăreț? Mă fac cântăreț. Sunt niște oameni în spatele meu care se uită la mine? N-are nimic, e ok așa. Am dat roata jos singur, ești nebun? Și m-am echipat de jihad. Da, mă, cu acest flex și cu această... Aoleu, ce cadru am luat oribil. Vreau să pornesc flexul, dar nu-i băgat în priză. Da, cu acest flex și cu această perie de sârmă, Daniel va face o treabă de mântuială la arcadele Toyotei. Fiți atenți! După 5 minute de... Da, sunt țiplă. Am și transpirat un pic pentru treaba asta de mântuială, pentru că nu pot să-i spun altfel, dar... Nu mai suportam, frate, că mă uitam la mașină, vedeam alb acolo la roți, trebuie să fie negru. Legat de rugină, nu. Eu nu vă sfătuiesc să faceți ce fac eu. Voi mergeți, dați caroseria jos de pe șasiu, sablați șasiul, vopsiți-l așa cum trebuie, nu ca mine. Dar eu vă arăt că sunt sincer, nu... Așa arată operațiunea după ce am aplicat grundul. Ultima ei zi de mers aproape bine. Am montat suspensia și deja i-am luat din haz.
Urmează și anvelopele și luăm tot haza. Da, asta e ce vă faci. Îl tragem frumos. I-am lăsat pe vezi, am zis că nu le-am arătat anvelopele pentru că vreau să termine mașinile astea cu moralul ridicat și după aia să le iau eu chef. Partea grea a fost, bă, nu știu, 2.5 să fie. Să fie mai umflate așa, să meargă mai ușor. Mașina pe stradă, să sperăm că mai pleacă de pe loc. Greu a trecut. Echilibrat unul facem. Aia e. Am montat anvelopele. Păi vă spun eu cum e. Sunt mult mai sus, ceea ce îmi convine, îmi place. Doi la mână, direcția merge mai ușor. Mașina simte puțin roțile grele, dar direcția merge mult mai ușor. Nu știu de ce, am schimbat niște poziții, niște lucruri pe acolo și merge mai ușor. Dar nu e neapărat un lucru bun, dar asta se întâmplă. Anvelopele au un zgomot foarte mare la rulare, adică mult mai mare decât Simex, auzi, decât BF Goodrich Materei. Și simt că merg pe niște crampoane ca și cum aș avea Simex. Se aud că sunt foarte aderente. Mașina merge, frate. Mașina merge și crede-mă că nu freacă nicăieri cu 35. Adică, mă așteptam să trebuiască să tai, să fac, să dreg. Nu contest că în teren nu freacă, dar ce e vere? Ce? Te aud de la colțul străzii. Mă auzi, nu? Te aud. Dar de arătat cum arăt? Cum arăt de arătat? Pompat. E bine așa. Pompat. Da, am băgat stereo easy. Acesta a fost episodul în care ați văzut cum am montat suspensia pe Toyota, suspensia marca Oldman EMU cu plus 5 cm ridicare oferită de partenerii noștri de la GTC Auto, pe care îi recomand cu căldură în suflet. Vă garantez eu că sunt băieți super ok, prețurile practicate sunt mai mult decât decente, iar profesionalismul este la cote maxime. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați share, subscribe, clopoțel acolo ca să fiți notificați de fiecare dată când noi scoatem un episod nou și nu numai cu Toyota, că avem mult mai multe materiale. Nu uitați să țineți aproape ca să vedeți în următorul episod cum producem și montăm o bară față custom pentru Toyota.